Bună dimineața, ne aflăm în Timișul de Jos și astăzi vrem să abordăm un traseu pe care nu l-am mai făcut nici eu și nici Ciprian. Banda albastră, care ajunge în masivul Postăvar. Vrem să abordăm traseul până sus în vârf, 1799 de metri, asta dacă ne ajută și vreme, pentru că acum a început să plouă. Da. Să vedem ce o să iasă. Iar partea tristă este că eu nu am plecat pregătit pentru ploaie. Nu știu de ce, nu știu ce a fost în capul meu. Dar... Eu sunt învățat cu ploaia. Eu sunt cu voi, natură. Vedem dacă rămâne așa doar ploiecica asta sau nu. Ploi de vară. Wow! Nu mai văd, rămâi acasă. Pentru început, n-am ales... Eram atent la ce făceai tu, Dani. Bun, ales. Practic noi am pornit traseul din altă parte, iar acum ajungem în sfârșit la poteca reală. De aceea a trebuit să ne cocoțăm prin acel loc. Poteca fiind pe aici. De subtul nostru lăsăm DN1, aparent a început să și ningă, Ciprian îi dă tare, e entuziasmat, n-a mai făcut de mult efort și acum a zis să fac. Eu profit de moment pentru a filma pe Dani, dar știți de ce m-am oprit, de fapt să iau o pauză. Cum ești, Dani? Foarte bine. Ne prezinti noua jucăria ce o ai aici în mână? Este un gimbal clasic, adică să o fac și este un... practic un stabilizator. Da. Fratele mai îndepărtat al ăsta e mai mic. Da, este ăsta mai mic, e cel cu care filmăm noi de obicei. Da. Are aceeași menire. Să stabilizeze cadrele și să nu se vadă precum filmează un telefon normal. Da, să le miște. Super. Și pentru cei care fac vloguri și pentru care vor, cei care vor să apuce de filmat, e o jucărie tare bună. Pentru început. Da. Există mult mai multe materiale și dispozitive, dar pentru început este ok, se prezintă ca lumea. Eu sunt foarte mulțumit de el și își merită investiția. Pentru cei care vizionează acest clip, mai spune-ne o dată site-ul tău de pe pagina de YouTube. Canalul meu este Dan Alexandru Hriscu, sunt la început. Dacă doriți să vă abonați și la mine, eu prezint tot așa, exact cum prezintă și Ciprian. Ciprian rămâne pe canalul lui principal, Design Extrem, iar eu pe Dan Alexandru Hriscu, parte din drumeții și parte din alergare, sport în prima fază și peisaj. Super, deci abonați-vă și la canalul lui Dani. Mulțumesc frumos. Precizare. Hai să continuăm. Hai.
mă, asta, mă, manascul, ce? Ce vârf e ăsta, mă? Este vârful Posăvarul, care pare un pic tehnic. Da, mai tehnic pe partea aceasta. A era de așteptat, te-am zis deja. A început să și ningă un pic. Încă o dată regret faptul că nu mi-am luat geaca la mine. Nu știu ce a fost în capul meu, nu faceți ca mine. Dacă ajung să mă aud, o să fie destul de trist. Și 4 minute, ne aflăm la altitudinea de 1168 de metri. A început din soarea, s-a și așternut, dar e ok. Traseul, cum spuneam, e destul de frumos, dar nu e, din punctul nostru de vedere, nu e recomandat celor mai slab de inimă sau care nu se descurcă foarte bine pe partea aceasta de mai tehnică, așa? În rest, liniștea naturii, trenul în fundal. Cam atât. Momentan. Așteptăm urcarea aia mare, 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 care se anunță, promisă. Un peisaj destul de frumos. Prin această sărbăticie a Posăvarului, pe care încă nu am cunoscut-o. Am fost pe Posăvarul de nenumărate ori, dar niciodată pe acest traseu. Trebuie să menționăm faptul că dacă tura de azi ne iese și ajungem la vârf, din păcate nu o să vedem nimic impresionant, pentru că plafonul de nori este foarte jos. Însă, atât eu cât și Dani, am mai ajuns în vârf, știm despre ce e vorba. Doar că, folosind alte trasee. Este un traseu frumos, dar se urcă, tată, se urcă la greu. Thank you.
ușor, ușor zăpada se așterne, ninge din ce în ce mai tare. Dar traseul este destul de frumos, dar nu recomandat pentru cei neexperimentați, să zic așa. Care câteva porțiuni în care îți dă de gândit, nu-i așa? Și de menționat faptul că trebuie să ții geacă la tine când pleci. Da, nu hanorac sau fleece. Că se udă. E, el mai are un fleece, dar e ok. Dacă nu, îi dau eu asta, mantaua mea. Blocaj. N-am ce să fac, trebuie să-mi dau ghiozdanul jos, pentru că altfel nu pot să trec. S-a cam schimbat peisajul, Cipriane. Da. Sper doar că asta e poteva. Hei! Ne ghidăm noi. Cred că acesta va fi singurul peisaj pe care să-l vedem azi. Din păcate, poate că în afara faptului că devine mai obositoare la urcat, a început să prezinte și zăpadă înghețată, fapt care va îngreuna un pic urcarea. Iarnă în toată regulă. De la peisajul acela tomnatic de toamnă, aici plin de iarnă. Da. Hai că mai avem puțin.
Suntem în Poana Stânii, din cât am văzut pe hartă. Și am mai avea vreo 250 de metri, 300 până la vârf. Dar e de urcat. Vârful Postăvaru sau Cristianul Mare, 1699 de metri, îl vedeți acum în ceață. Am răzbit, a fost o urcare destul de solicitantă pentru amândoi, cu zăpadă înghețată. Iar în stânga mea, celebrul releu. Este ora 12:24 și suntem lângă vârful Postăvarul. Dar, din păcate, chiar dacă îl urcăm, nu o să vedem nimic de acolo. Însă ne-am bucurat de experiența de pe acest traseu. Consider că este un traseu destul de greu. Nu e imposibil. Dar trebuie neapărat să fii însoțit de cineva, nu? Nu e ok să-l faci singur. Mergem spre vârf, Dani, da? Da. Și am ajuns într-un final și pe vârful Postăvarul. Urcarea a fost undeva de 4 ore jumate. Din păcate, așa cum ne așteptam, nu vedem nimic de aici. Însă suntem obișnuiți cu peisajul, în direcția cea fi văzut Piatra Mare. Pe partea aceasta sunt pârtele schi din Poiana Brașov. Nu rămâne decât să ne retragem frumos spre casă. Vom coborâ pe pârtie, pur și simplu. De acolo vom lua autobuzul spre Livada Poștei și în direcția gară. A fost o tură frumoasă. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe canalul Design Extrem, dar și canalul lui pe care vi l-a spus Dani un pic mai devreme. Mulțumesc! Cam atât. Aveți grijă de voi și să aveți potești cât mai frumoase. Bye, bye! La revedere!